Miercuri la prânz, sala de sport a școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu a fost gazda unui joc de handbal disputat cu ardoare. Elevi de toate vârstele au ținut să fie prezenți la confruntarea dintre echipa de fete a școlii și o selecționată similară din Dragoslavele. S-au marcat goluri de generic și de o parte și de cealaltă. Paradele spectaculoase ale celor două portărițe au fost pe măsură, toate acestea aruncând sala în aer. De departe însă, echipa de fete a școlii Oprea Iorgulescu, coordonate de pe margine de profesoara Daniela Grozescu, s-a dovedit a fi echipa mai puternică, asta în ciuda faptului că la un moment dat s-a pierdut șirul golurilor marcate. Și echipa oaspete, pregătită de profesorul Ion Cioplăiaș, a primit aplauze la scenă deschisă, confruntarea desfășurându-se într-un fair play demn de lăudat. La finalul partidei, și învinsele și învingătoarele și-au dat mâna și s-au felicitat, așa cum se obișnuiește și în marile confruntări, orgoliile fiind lăsate deoparte.